este Dediu Daniel, sunt din orașul Dorohoi, județul Botoșani și practic columbofilia din anul 2005. Fac parte din Clubul Columbofil Dorohoi, a Asociației Botoșani și cele mai importante rezultate le-am obținut anul acesta, locul 2 național general palmares 3 ani. Am mai obținut locul 6 național, 7 național, 12 național la fond pui, locul 9 național la maraton Grand Prix anul trecut. Îmi place să joc toate categoriile, joc de la viteză până la maraton, inclusiv columbodrom. Ca rezultate importante am obținut anul trecut locul 6 în finala Algarve, Golden Race, locul 4 la Bulgaria Sud, locul 7 Europa Master Pigeon, finala, locul 4 finala FCI la Europa Master și alte rezultate. La hotspoturi, un porumbel, după experiența mea, îmi place să aibă un spate puternic, brațe puternice, puțin mai lat în piept. Ca hrană folosesc hrană din comerț, de la firmele Bayers, Varro Bayers, Versele Laga, produse de condiționare Blitzformă, îmi place foarte mult. Belgasol, Toleamin, ca sistem de zbor, joc ambele sisteme, și văduvia și naturală. În crescătoria veche joc naturalul, iar în cea nouă joc văduvia de aproximativ 3 ani. Văduvia cred că e mai ușoară față de natural, dar cele mai bune rezultate le-am avut la natural. Programul de zbor începe dimineața la ora 5. Prima dată dau drumul la femele, rotesc o oră la steag, după dau drumul la mascule o oră la compartimentul de văduvi. Iar la natural, de multe ori, duc eu cu mașina. Voliera mea este formată din două compartimente de văduvi. Compartimentul de femele văduve, un compartiment de femele văduve și un compartiment la natural, în crescătoria veche. Îi pregătesc cei de la natural, îi duc mai mult cu mașina, iar la văduvi încep săptămâna cu hrană mai ușoară și pe timp ce mă apropii de îmbarcare, îi măresc rația. În ultimele zile amestec energie cu hrană de maraton pentru a încărca. De exemplu, îmi place să folosesc hrana de la Bayers de Kopman, All-in-1. Hrana de Gino Click folosesc. Scot anual în jur de 200 de pui. O parte îi joc pe columbodrom, în special prima serie îi trimit pe columbodrom, a doua serie îi opresc pentru mine. Pui joc în campionat, joc de la prima etapă până la ultima. Îmi place să joc fondul la pui. La pui nu fac nimic ceva special, îi joc la natural, nu îi joc la întuneric, nu sunt de acord cu sistemul acesta. Joc etapele de campionat. Ca hrană folosesc o hrană ușoară, să spunem, ușoară, fără prea multă mazăre. Pui selectez din cuibar. Selectez și la mână după aia, care nu-mi plac, care sunt prea mari, sternoși sau care nu sunt închiși la oase, îi elimin. La matcă dețin în jur de 40 de perechi, cam 10 perechi de maraton, iar restul columbodrom sau porumbei de o zi. Fiind în prima linie aici, eu consider că îmi trebuie porumbei de prima zi ca să pot face față. Porumbei i-am din mai multe locuri, porumbei de vegan, porumbei de chip, porumbei de la
domnul Vochin, de la domnul Roman Claudiu, porumbei autohtoni din campioni naționale, din campionul domnului Gelu Vochin, de la domnul Roman, porumbei de vegan, porumbei aduși din afară, de la crescători renumiți, Gerrit van de Kruk, porumbei de Arden și porumbei de Columbodrom. Îmi place să achiziționez porumbei top 10 finale sau așe de pe Columbodrom. Consider că cu aia pot să câștig pe Columbodrome. Porumbeii care îmi fac performanțe la nivel național, eu știu, un top 10 național, top 12 național, îi retrag la matcă. De exemplu, am retras la matcă locul 9 național Maraton Grand Prix de anul trecut. Vicecampionul din anul ăsta îl retrag la matcă, la fel are general palmares tăian. Și mai răscumpăr porumbeii mei de pe Columbodrom din top 10 finale. Am recuperat, am răscumpărat locul 4 finală de la Bulgaria Sud, locul 7 finală Europa Master, locul 2 as, Vadu Volovăț și mulți alții. Dar trebuie să aibă cel puțin top 20 național. Porumbeii de matcă îi țin aproximativ 2 ani, am răbdare cu ei. Încerc cu două femele maxim, dacă văd că nu-mi dă ceva în primul sau chiar a doilea an, îi elimin. Pentru matcă folosesc consalvinizarea. De exemplu, anul trecut am pus mamă cu fiu. Amândoi mi-au făcut performanțe. Produșii lor îi încrucișez cu alți porumbei aduși. Și așa cred eu că e bine și așa mi-a dat rezultate. În opinia mea, o volieră, eu știu, perfectă, trebuie să fie bine aerisită. În primul rând, trebuie să fie uscată. Dacă o volieră, într-o volieră ai o mezeală, nu cred că faci performanțe sau nu cred că fac performanțe într-o volieră umedă. Aerisită, uscată, de preferabil sus, podurile, din câte știu și din câte văd la mine, sunt cele mai bune, cele mai uscate. Acesta este vicecampionul cu seria 509-4383 de 2018, locul 3, național, general palmares, 3 ani. Ca origine, este un porumbel 75% Janssen, 25% Van Loon. Tata fiind achiziționat de la domnul Gelu Vochin, iar mama de la domnul Gelu Oniciuc. Porumbelul are 20 de etape la general palmares 3 ani, din care 9 etape de fond. Un porumbel constant, o aripă destul de bogată, aerisită, în spate puternic, porumbel mediu, poate mediu un pic spre mare, dar foarte ușor. Un porumbel drag mie, care un porumbel de echipă. Nu m-a dezamăgit niciodată. Încă un porumbel drag mie, 509-4387 de 2018, locul 9 național maraton Grand Prix în 2021, locul 1 as maraton Mături pe județul Botoșani, locul 1 maraton Grand Prix județ, locul 2 as maraton palmares pe județul Botoșan. Este un porumbel 50% Măgirescu, Ojoc plus Dorneanu și 50% Cioban Ilie.
tatăl lui fiind nepot din tripla campioană. De asemenea, un porumbel retras la matcă, în urma unei accidentări. Un porumbel puternic, un porumbel perfect după criteriul meu, lat în piept, puternic, aerisit, aripa aerisită bine. Vă prezint locul 1 AS Fond Maturi pe județul Botoșani, soră dreaptă cu locul 2 național, general maraton, general maturi, 3 ani. Seria 478132. O femelă superbă, mijlociu spre mic, spate puternic, musculatură. Vă prezint locul 3, maraton extrem, Code. 987 km, în aproximativ 10.000 de porumbei, locul 3, pe lansare. Tatăl ei fiind Freidelhofen Copenole, iar mama ei o combinație de Copenole cu Gerrit van de Kruk. O femelă micuță, de talie micuță, foarte puternică. O aripă destul de mare pentru corpul ei. Seria 60-30-97 de 2021. Vă prezint locul 17, Madonna Național, 1040 de km, din aproximativ 15.000 de porumbei. Seria INEL 478068. Ca origine, mama este de la Gelovochin, Vișnaț, iar tata de la Roman Claudiu, vegan, 100% vegan. Soră dreaptă, chiar soră de cuib, cu locul 6 național, fond pui. Vă prezint un porumbel, porumbelul cu seria 509-41-92 de 2018, mascul, frumos.
Locul 3, fond maturi, 25 de puncte, aproximativ pe județ. Locul 4, fond palmares. Locul 4, bârzai palmares, 4 ani. Locul 5, maraton, în 2020. Locul 6, Madonna palmares, 4 ani. Locul 9, AS maraton palmares. Locul 10, AS maraton Botoșani 2020. Locul 10, general. Locul 4, bârzai palmares, 4 ani. Vă prezint femela cu seria 010954 din 2018. Ca origine, Copman Van den Abele, o femelă, o bună reproducătoare. Femela este achiziționată de la domnul Adi Ursuleț și este mama la locul 6 final al Algarve, din 4500 de porumbei. Este mama altui porumbel de la mine cu 13 puncte la fond. Mama la locul 2, AS național anul trecut pe județ. Mama la locul 12, național fond pui. Și multe alte etape. Locul 1, Ianov 2 din 5000 de porumbei. Locul 2, Ianov 2 din 5000. Locul 2 din aproximativ 7000 de porumbei, Ianov 1 în 2021.